treime din elevii de la țară nu pot face școală online. Înălțarea Domnului vine cu reguli deja cunoscute, iar Teatrul Național prezintă Sindromul Quixote. Sunt Loredana Țifac, bun găsit la știrile Impact FM Regional. Peste 11.000 de elevi din satele ieșene nu pot participa la lecțiile online, fie din cauza lipsei accesului la internet, fie pentru că nu au acces la un dispozitiv. Ministrul Educației, Monica Anisie, menționează că la nivelul județului Iași, în mediul rural, doar 70% dintre elevi au acces și la internet și la un dispozitiv. Mai mult, conform răspunsului oferit de Ministerul Educației, 12% din totalul elevilor din România nu au în prezent acces la internet. În mediul urban, conform raportului, 6% dintre elevii din orașele României nu au acces la internet și 7% dintre ei nu au acces la un dispozitiv. Mitropolia Moldovei și Bucovinei nu a stabilit încă reguli speciale pentru slujbele care vor avea loc la lăcașurile de cult odată cu sărbătorirea Înălțării Domnului. Însă vor rămâne în vigoare prevederile actuale după ce a fost publicat weekendul trecut Ordinul Ministrului Sănătății referitor la măsurile sanitare specifice pentru desfășurarea activității religioase în contextul pandemiei. Astfel, în cadrul ritualurilor religioase se vor dezinfecta obiectele de cult care intră în contact cu credincioșii după fiecare utilizare și odată la 4 ore obiectele sau suprafețele cele mai frecvent atinse. La intervale de 4 ore, lăcașurile de cult urmează să fie bine aerisite, la intrarea în biserică vor fi amplasate soluții de dezinfecție, iar fiecare credincios care intră în biserică își va dezinfecta mâinile. Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași va difuza mâine de la ora 18 premiera online a spectacolului Lectură, Sindromul Quixote de Carmen Dominte în regia lui Radu Ghilaș. Spectacolul, care se joacă pe scena 5 a Teatrului Național din Iași, face parte din proiectul Lecturi 3, demarat anul trecut în noiembrie și desfășurat lunar până la suspendarea spectacolelor cu public. Producția poate fi vizionată pe canalul de YouTube a Naționalului Ieșean, dar și pe pagina de Facebook a instituției. Acestea au fost știrile, sunt Loredana Țifac. Rămâneți pe frecvențele Impact FM Regional. The station that will blow your speakers. Impact FM. You have fun.